Vrei să cumperi jocuri bombă la prețuri și mai bombă? Nu uita că în descriere ai linkul meu de la Eneba unde găsești jocuri mega faine la prețuri super, super geniale. De asemenea, nu uitați că aveți și codul ZZANDREI unde l-a adăugat aici la GAT Discount Code. Băgăm codul ZZANDREI și primiți o mică reducere care mă ajută și pe mine, dar care vă ajută și pe voi. Haideți să trecem la episod. Băi, fraților, sper că sunteți pregătiți pentru că astăzi revenim cu un nou episod foarte, foarte special din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Prieteni, și cam CSGO Jailbreak, chiar astăzi o să vedem dacă prizonierii din brigadă au umor, băi. Practic o să ne jucăm ai umor în CSGO. Ai umor sau te omor, cum este vorba aia. Avem o grămadă de brigadiere, s-au pregătit conștiincios, toată lumea știe numai glume bune sau cântece sau dans sau orice. Băieți, ideea este că trebuie să mă facă să râd sau altfel moare Hydra, da? Dacă nu râd, Hydra moare. Bun. Haideți să dăm o rundă de gălzire, prieteni. Oricum, înainte de toate, vreau ca voi toți cei care vă uitați la clipul ăsta să rupeți like-urile alea, băieți. Vreau să văd acolo multe, multe like-uri din partea voastră și promit că postăm și mai multe videoclipuri. Dar haideți că oricum este duminică, este weekend. Știu că vă uitați foarte mult la clipul ăsta, așa că hai cu like-urile alea, prieteni. Peste 500 de like-uri și suntem tanci. Bun, băieți, haideți, sunteți gata? Să-i mă spuneți-vă ce vă deschid toată lumea pe rampa din față. Aveți 3 secunde, hai. 3, 2, 1. Dă-te bă că nu vreau primul. Să-i mă spune, nimeni nu mișcă, care mișcă moare. Cât sunteți aici, mă? 4, 4, 9. Oh, perfect. I-am prins pe bărbat. Ia arată-mă, hai. O să mă mișc? Ia mișcă-te, mă. N-am zis cu Simon, prietene. Nu asculta. Văd că voi ascultați pușcăreașilor doar de șef, da? Care e cel mai jmic? Doamne. Și-a încet... Care s-a mișcat? S-a mișcat unul. Ia rămâneți aici, mă. Simon spune care mișcă moare, hai. Nu mișcați capul, băieți, că... E groasă situația, nu mișcați capul, că... Opa. Aha, mă uitam la voi acolo, văd că nu văd. Hai, Simon spune, faceți o linie pe dunga neagră. O linie strânsă, aveți 3 secunde. 3, 2, 1. Simon spune care mișcă moare. Ai linie strânsă, prietene? La tine? Păi, de ce nu mai lăsa să merg acolo, a? Pentru că am zis, Simon spune, faceți o linie strânsă, aveți 3 secunde. Care se mișcă moare. Au trecut 3 secunde, ai murit, că nu era linia strânsă. Opa. Că de ce nu mai lăsați să mă duc acolo? Bă, da, voi credeți că aici am pușcăria, brigăzii, faceți ce vreți voi, mă? Da. Așa credeți voi, mă? Că vă dau cap acum tuturor, direct linie, ești nebun. Hai, ultimul jos moare. Ultimul jos moare, mă. 3 secunde, 3, 2, 1. Ha, s-a panicat. S-a panicat Flavius. Stai, mă, spune, ultimul jos moare. Bun. Stai, mă, spune, nimeni nu mișcă. Care mișcă moare? Hai, veniți după mine cu shift-ul, băieți, pentru că avem niște joculețe minunate de făcut. Alex, am zis cu Simon? Te-am văzut și pe tine. Bun. Rax și Hydra. Bă, care e Hydra? Stai, mă, spune, nimeni nu mișcă și Hydra vine la 2 metri de mine. 3, 2, 1. Stai, mă, spune, nimeni nu mișcă. Hydra? Ce? Mai ții minte când eu eram... No. De ce vă mișcați? De ce? Ok, bun, e drumul, what the fuck. E timpul să dăm drumul la concurs, băi. Cel mai șmecher concurs de... Lasă, nu mai vorbim. Hai. Simon spune God Mode de Inno, aveți voie să mă omorâți. Veniți toți după mine repede, 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 pentru că vă duc în arena pentru ai umor sau te omor, prieteni. Să vedem dacă are brigada ai umor. Dacă are brigada, e umor, what the fuck, dacă are brigada, umor, băi, să vedem... Mi-a închis ăsta celula. Hai, mă, treciți aici. Păi, dar de ce n-ai venit? Mă uitam pe ne la lume. Deschideți, aveți... Hydra, vii? Da. Hai, mai repede, hai. Gabriele, asta nu vine, Gabriel. Bun, vreau să faceți cu toții o linie la peretele ăla de acolo. Peretele ăla unde am tras eu, vreau să vă cât sunteți. Sunteți 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hai, o linie acolo, repede, toată lumea. Asta e arena de cântece, băieți, dar de cântat, uite aici, microfon. Dar o să mă auziți pe mine pentru că eu sunt juratul brigăzii. Hai, Hydra, bagă-te oriunde, nu știu de unde încep, așa că eu zic unde? Să... Nu știu, oriunde, acolo. M-am băgat, de mult. Nu te-ai băgat, mă. Ai 3 secunde sau te omor? 3, 2, nu poți să intru între ăștia. 1. Nu mă las să intru. E, intră acolo, te duci primul. Mamă, i-a dat crești lui Alex, cu cine mă joc? Nu contează, prieten, haideți. Bun. Simon spune, nimeni nu mișcă. De fapt, mai trebuie să spun cu Simon că e God Mode. Nimeni nu mișcă, aveți voie doar capul să vi-l mișcați.
Și primul care vine aici alături de noi este ăsta de aici. Aia e ordinea. Nicolas. Hai, care? Nicolas aici. Bun, salutare, prietene. Cum te numești? Salut, câți ani ai? De ce ai venit la Ai Umor? Mă numesc Nicola, șeful. Mulți ani. Văd că ești foarte drăguț. Păi câți ani ai? Spune-ne. Mulți, nu se spune. Dacă nu ne spui, îți dau glonț. Da, 30. 30 de ani. Și cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? Să aflăm așa câte ceva despre tine. Cu nimic. Cu nimic? E șomer. Da, da. E șomer, bun. Ce ai pregătit pentru asta, stimabile Nicolas? Niște glume. Niște glume. Foarte bine, e un început foarte bun pentru că de-aia, bun. Păi fă-mă sără, Nicola, sau mori în chinuri. Așa, prima glumă. Zi. De ce merg orfanii la biserică? De ce merg orfanii la biserică? Treci înapoi. Treci înapoi, ai 3 secunde. Bun. Nu știu, de spune-ne de ce merg orfanii la biserică. Ca să-i spună cuiva părinte. Bă, asta se acceptă, ok. A râs lumea în sală, au râs 2-3. Mai încearcă ceva, că nu m-ai convins. Am intrat într-un cimitir. Așa. Murea toți după mine. Asta am auzit-o. Trebuie să salvezi situația, Nicola. Salvează-o repede. Știi de ce nu există farmacie în Africa? De ce nu există farmacie în Africa? Că nu se iau pastile pe stomacul gol. Asta e o glumă sumbră, băieți, este o glumă neagră. Dar hai mă, Nicolase, pentru că ești primul invitat din seara asta, treci acolo. Treci acolo pe cutiile astea, bun. Salut. Salut, cum te numești, câți ani ai, de unde ești, ce face tactul? Zi. Șmecher Vlad. Șmecher Vlad te numești? Care-i numele și care-i prenumele? Nu contează. Bun, așa, continuă, te rog, stimabile. Câți ani ai? 50. 50, ești bătrânel. Păi și ce lucrezi în viața de zi cu zi? Nimic. Nimic, ești șomer? Bă, nu mai ești șomer aici la Iumor, băieți, bun. Și ce ai pregătit pentru asta, stimabile șomer? Vlad, o glumă, una. O glumă, una singură? Păi e un număr ca să buzi pentru a trece mai departe. Trebuie să... Hai, dacă e bine... Trebuie să improvizezi. Bine. Dacă spui o glumă bună și râde toată sala, te trei. Dacă nu, trebuie să improvizezi. Să râdeți, bă. Bun, haide, spune-ne. Așa, ești pregătit? Sunt mai mult decât pregătit. De ba, ce cârie cioara când zboară? Bă, parcă știam ceva. De ce cârie cioara când zboară? Nu știu, Vlad, spune-ne. Schimbă viteza. A, o știam pe asta. Altceva, Vlad, proastă. Proastă glumă. Alta. Alta, nu te apropia de jurați. De jurat. Nu mai am. Nu mai improvizează. Fă-mă să râd. Îmi pare rău, băieți, dar aici se acceptă doar personalitățile importante din industrie. Haide. Salut. Cum Salut. Te cheamă? De unde ești? Câți ani ai? Cheamă Flavius, șeful tău. Flavius cum? Șeful tău. Asta e, și care numele? Care e prenumele? Șeful tău. Flavius, da. Nu, care e numele? Care e prenumele? Flavius numele? Da. Șeful tău prenumele. Bun. Așa, șeful tău, spune-ne ce lucrezi în viața de zi cu zi și câți ani ai? Cam 21 de ani. 21 de ani, am înțeles, da. Bun. Iarăși, numai șumeri. Nu. Așa, ce ai pregătit pentru astăzi? O glumă, ca două, dacă vreau. Da, două glume? Bun. Hai să auzim două glume! Bă, aplauze în sală! Nu aplaudă nimeni, Flavius. Hai, continuă. Așa. De ce țin moldovenii târnăcopul lângă televizor? Când se schimbă un canal sau pe altul. Ba, a fost bună, a fost bună. Nu, recunoașteți, a fost bună. Așa. Next! Continuă. Meseria e prețată de aur. Acum înțeleg de ce meseria se fură, nu se învață. Mai trebuie să ne mai salvezi. Știi gluma cu apa? Jet. Vorbește așa că am urât cu mine, estimabile. Alta bună și treci mai departe, haide. Alta nu mai știu asta. Păi nu știu, improvizezi? Cum adică nu știi? Păi ai venit aici nepregătit? Că mă enervez acum și rup tot. Poftim? Nu mai știu. Nu mai știi? Nu. Ziceți ăștia, public.
Îl trece mai departe sau îl omorăm în chinuri? Mort! Trecem. Păi trece sau mort? Mort! Pare rău, publicul a votat. Haide! Următorul! Da? Cine e? Da. Ale șefa. Așa te cheamă? Nume, prenume, da. Ale? Câți ani ai? Da. Este confidențial. Confidențial. Și ce da. Lucrezi în viața de zi cu zi? Afaceri, afaceri. Afaceri, da? Bun. Da. Atunci ai trebuie să mă faci să râd. Și da. Pe mine și pe toți din public. Ok. Cum aleargă grasul? Grasul adică cine? Persoană, gen, o persoană mai grasă. Am înțeles. Cum aleargă grasul? Rostogolindu-se. Nu, mâncând pământul. Sau mai vrei? Mai vreau, continuu, continuu. Da. De ce o soacră seamănă cu un condiment? O soacră de ce seamănă cu un condiment? Băi, eu chiar încerc să fac o logică așa, dar nu, spune-ne, te rugăm! Pentru că se amestecă în toate. Ăștia nu știu că-s mici, dar eu știu. Hai, încă una bună și treci mai departe. Okay. Cum poate să dea o femeie jos 5 kg? Nu mănâncă, zăbește. E, renunță la geantă. Moare. Hai, încă una, că văd că urlă în sală băieții și nu le place. Doritorii de glume. Încă urlă doritorii de glume. Taci, Gabriele, că-ți vine rândul. Sau ăla care ai vorbit. Poftim? În Ungaria, un moldovian întreabă cât costă un bilet la vișeu. Și asta îi spune că 20 de lei. Și el răspunde că decât să dea 20 de lei, mai bine faci pe el. De ce? Vișeu? Hai, trăi mai departe. A fost o glumă de-aia cu Inception. M-am prins ca în greu, băiți, sunt mai bătrân. Haide, următorul. Salutare, mă, scuzați-mă. Salut, ai emoții? Nu, calmează-te. Vreau un rând de aplauze din partea publicului, toată lumea, haide. Nimeni aplaudă, e bine, nimeni aplaudă. Stai liniștit. Cosmin Houdini. Mamă, dar văd că intri cu un vibe foarte bun aici. Câți ani ai? Am 25 de ani și da? Vreau să vă zic niște glume foarte bune. Haide, Cosmine, dă-ne pe spate, Cosmin Houdini. Acum, stați așa. Ce faci, te gândești? Mai întâi să vă zic așa, să încep cu ceva mai light, așa. Așa. Deci, eu în viață urăsc violența, dar îmi place când mă lovește norocul. Așa. Și mie îmi place. Bun, altceva. Așa. Încep un banc. Hai să zic un banc. Hai să fii atent. Pregătiți-vă. O blândă, o brunetă și o roșcată sunt la detectorul de minciuni. Bruneta spune: mă gândeam că sunt cea mai frumoasă femeie din lume. Ai mințit. Roșcata zice: mă gândeam că sunt cea mai frumoasă din lume. Ai mințit. Blonda: mă gândeam. Ai mințit. Cred că astea sunt destul de învechite cu blondele. A fost decent. Haideți să nu descurajăm concurentul, chiar dacă mai are două cadavre lângă el. Nu-l descurajăm. Miroase urât pe scenă aici? Sau e ok? Nu vreau să ai emoții, de-aia te întreb. Bun, haide. Continuă, te rugăm. Ce cere un negru într-o cofetărie? O negresă. Nu prea mi-a plăcut. Altceva. De ce sunt țiganii negri? Pentru că atunci când s-au născut, Barza era în concediu și i-a adus cioara. Mă lua asta, e taia deep. Încă una bună și promit că te trec mai departe. Una bună? Da. Haide că mă nervez. De ce nu pot dinozaurii să aplaude? Că n-au mâini. Pentru că sunt morți. Stai bună, hai treci mai departe. Bă, are dreptate. Ce-i drept? Gândirea primitivă, dar are dreptate. Hai de următorul. Bună seara. Bună seara. Bună dimineața. Bună. E dimineața, bună. Să știi. Da, mă numesc Fabian. Da? 24 de ani. Da? Mă duc pe toată ziua și am venit să vă spun niște glume. Foarte bine, hai să vedem. Dar un pic mai tare, că nu se aude până aici la mine. Băi, DJ, mai încep cu muzica, tu Dumnezeii mătii. Oh, stați un pic, avem o problemă. Doamne.
Așa, așa, bun. Nu, nu, să ne asigurăm, bun. Zi, stimabile. Bun. Care este diferența dintre vină și păcat? Dintre ce? Dintre vină și păcat. Spune-ne. Eu vin să te culci cu nevasta altuia, dar e mare păcat să ratezi ocazia. Da, e gelos Nicolas pe Hydra. Așa, continuă, te rugăm. Știți care este legea termodinamicii? Da, știu, dar spune-ne. Când femeia fierbe, bărbatul se evaporă. Bă, nu-i chiar așa, nu mi-a plăcut asta, hai de continuă, că sunt nervos. Un francez este întrebat, ce vă place mai mult, vinul sau femeile? Francezul răspunde, depinde data fabricației. Păreri din public? Moare. Hai, una, deci acum dacă dai una proastă ai murit, dacă dai una bună ești cel mai tare și câștigi. Nu, glumesc, nu treci mai departe, hai. Una, vreau una să mă dea pe spate, să cad aici, să îmi rup picioarele. Un tip la bibliotecă întreabă, fiți amabilă, vreau și o carte despre sinucideri. Bibliotecarea asta spune, fugi de aici că tu nu mai aduci înapoi. Îmi pare rău, dar... Of, doamne, numai bancuri sumbre în seara aceasta? În dimineața aceasta, mă scuzați, hai de următorul, te rog. Salut! Bună ziua, mă numesc Ion Ionel. Da. Am 24 de ani și mă ocup cu droguri. Școală. Păi, Ionel, spui așa pe față, cum, droguri sau școală? Școală. Școală, bun. Așa, domnule Ionel. Ce ai pregătit pentru noi? Mai multe glume. Mai multe glume. Toți sunteți niște poznași, am înțeles. Bun, Ionel, dă-mă pe spate. Doi poponari la piscină. Hai să nu ne dăm la fund. M-am gândit la Nicolas cu Hydra, băi. Ca idee, bun. Foarte, foarte frumoasă gluma. Continuă, mi-a plăcut. Dacă da. Am adus vorba de Hydra. Da? Hydra ai pus la pești? Da, mamă, dar n-au băut nimic. Nu, mai zic o dată că n-am fost pe fază, tu mai zic că n-am... Hydra ai pus apă la pești? Ah. Da, mamă, dar n-au băut nimic. Te rog, continuă, nu, asta a fost mai slăbuță ca prima. Tot Hydra la doctor. Domnule doctor, puteți să-mi dați piciorul pe care mi l-ați aputat? De ce? Pentru că este dreptul meu. Gen dreptul în societate să nu stai piciorul și dreptul drept, piciorul drept, gen, da. Nu a trebuit să explic gluma, dar pentru Hydra a trebuit. Bun. Încă o glumă bună și treci mai departe. Acum toți bărbații pot accepta faptul că femeile se pot împărți în două categorii. Doamne și Doamne ferește. Asta o știam, nu alta, îmi pare rău, dar nu. Tot despre femei. O blondă, o roșcată și o brunetă au intrat într-un magazin. Blonda era în mașină. N-am prins. Nici eu. Ia uite ce spune publicul. Deci stai re... accident. Cu aia gen, sunteți ratați, ai intrat cu mașina în magazin că a făcut accident blonda. Doamne, nu v-ați prins? Nici eu nu m-am prins, dar a fost bună. Hai, treci mai departe, a fost bună, mă. Că a intrat blonda, era în mașină, dar a intrat în magazin și celelalte femei erau deja în magazin și da, nu trebuie să, opa, nu trebuie să explicăm, prieteni. Ultimul, dar nu cel din urmă. Cine aplauze, este? Aplauze toată lumea. Iar n-aplaudă nimeni, bun. Haide, salut, stimabile, câți ani ai, de unde ești? Am 23 de ani. Da? Și sunt din Sfermezeu. Ce ești? Poftim? Ce ești? Am zis, sunt din Sfermezeu. Din Sfermezeu, foarte bine. Și ce ai pregătit pentru astăzi? O singură glumă. Ia zi. Știți cum s-ar numi brazla lui Just Cause Me pe Minecraft? Cum s-ar numi? Drogații. Alo, concurentul trecut mai departe. Păi și alta, nu merge doar cu o glumă, îmi pare rău. A fost bună, dar alta. Improvizează, fă ceva. E timorat, băieți, îl lăsăm puțin tel. Hai zi, dragule. Vă fac un dans, acceptați? Da, te rog, stai puțin doar să dau drumul la muzică. Costel Biju. Stai puțin că am o problemă aici, că eu trebuie să sar aici. Ești pregătit? Vreau să fac niște mișcări bune, hai. Ma. Ma.
Yo, haide că râd! Mamă, ce râd! Moară! Să vă bucile alea! Haide! Concurentul! Și acum ai auzi! Concurentul, hai! Îmi pare rău, dar nu sunt poponar și n-a fost un dans frumos. Bun! 4 finaliști, prieteni. Acum trebuie să facem, o să facem în felul următor, ca să avem și public în sală. Finaliștii vreau să, deci haideți toți acolo. Finaliștii se pun pe partea stângă. Haideți, haide finaliștii, haideți, haideți. Mamă, băieți, ce facem aici? Băi, nu uitați să rupeți like-urile alea, prieteni, am uitat să vă spun. Hai cu like-urile alea, blanaos, băieți. Și promite că mai postăm clipuri de genul. Haide, vreau, și vreau, fiți atenți. Publicul trebuie să aplaude la orice glumă, doar dacă e bună. Deci pregătiți-vă de aplaudat sau de râs, da? Bun, publicul pe dreapta, finaliștii în stânga. Finaliștii în stânga aici. Bă, ce faceți, nu? Așa, bun. Primul finalist. Dacă... În dreapta am zis că vă duceți, nu aici. Așa. Bun, primul finalist treci pe scenă. Cine este? Care ești tu, că nu mai ții minte? Nicola șeful. A, Nicola șeful. Domnule, bine ai venit în finala! Ai umor sau mi-l... Așa, bun. Spune-mi, treceți înapoi. O să, moară, o să moară. Aveți 5 secunde. 5, 4, 3, 2... Te omor, prietene, te omor. Dă-i drumul, dă-i drumul, te omor. Pasta, pasta. Bun. Haide, spune-mi, dragule, ce, ce ai pregătit pentru această finală? Niște glume. Iarăși glume, hai să auzim glumele. Da. Hai să auzim glumele, dragule. Știi de ce Moș Crăciunul le aduce cadouri copiilor surzi? A. Ah. Ah, de ce? A. Ah. Că nu ascultă ascultători. Oh, alta, nu, 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 nu. Nu, 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 te rog, alta. Știi ce apă le este interzisă orfanilor? Ce? Știi ce apă le este interzisă orfanilor? Apa familia. Există apa familia? Nu știu. Ce pusti, hai alta, te rugăm că altfel te dau afară. Așa. Am intrat pe un site de orfani, dar n-aveau homepage. Homepage. Bună, încă una bună și promit că îți dau multe puncte. Hai, încă una bună. Ce spune un pedofil altui pedofil? Oh, ce spune? Hai să-mi schimb viurea de 10 pe 2 de 5. A fost bună asta, băieți, îmi pare rău, dar e bună. O să-i dăm lui Nicolas, o să dăm note de la 1 la 10. Nicolas are nota 7 ca să putem manevra după. Nicolas, te rog, treci aici, la bar. Haide, următorul, repede, 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 că pierdem timpul, băieți. Salut. Alo. S-a rușinat. Aolo, stai. E surd? Ești surd? Aveam masca, aveam masca. A, scuză-mă, da, perioada asta, așa, spune, dragule. Așa, nu cred că mai trebuie să mă rostesc, adică numele meu este Cosmin Cudini, am 25 de ani și... Da, știm, știm. Cum e așa, bun, e rău de tot. Ia zi, zi, hai să te ascultăm. Fiți atenți aici, că vă dau pe spate. Ce trebuie să-i face noi hipopotam cu diarie? Loc. Alta. Știi bancul cu coincidența? Nu. Știi? Ce coincidență, nici eu. Ce coincidență. Aaa, la naiba, încă una, că ți-am mirosit-o și nu e bine. Până acum ai 0 puncte. Aaa. E timorat. Cum se numește femeia care știe mereu unde este soțul ei? Atunci știutoare. Bă, după. Paolo, că e în beci, în mormânt, să mă bată. Mama, ce glume sumbre. Încă una, încă una. Când cer băieții mâna fetelor? Când s-au săturat de-a lor. Rugeați Cosmin, băieți, lui Cosmin Houdini, mă scuzați, o să-i dăm nota 4. Nicolas are 7, trece acolo, facem clasament. Bun, următorul, haide. Pu, arunca cu scaunul. Nu mai aruncați cu scaunul în sală. Bun. Următorul. A dat cu scaunul în jurați, către jurați. Alo?
Bună ziua, tot domnul... Bună ziua! Ion Ionel. Da, 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 știu. Spune-mi pentru finală, te-ai pregătit? Da. Așa, spune-mi cu ce te-ai pregătit. Cum râd doi atomi de heliu. He-he. Îmi place cum ai început. Am spus o glumă. Morții nu vorbesc! Așa. Am spus o glumă despre chimie, dar nu am primit nicio reacție. Asta-s glume de alea inteligente, îmi place. Taci din gură! Morții nu... Bun, continuă, te rog. Scuză, publicul e... mortul de lângă mine. E puțin de retardat, da, am văzut și eu. Bun, hai. Zi, stimabile. Hidra acasă. Tati, ce e ăla bărbat? Păi este un om puternic, dur, care protejează și are grijă de familia lui. Super, vreau și eu să devin bărbat ca mama. E vechea să o te treacu. Doamne, deci eu ziceam numai glume cu tasul Vlad, mor de beat în șanta. Văd că voi n-ați zis. E amuzantă gluma, continuă, te rog, dragule. Ce animal începe cu O și merge pe sub pământ? O Vlad Hidra, o... nu? O râmă. O râmă, o râmă. Bun. Nu, o mie de scuze. Ce animal merge pe sub pământ și începe cu D? D, Vlad? Hidra? 2000. Doamne. 2000. Animal merge pe sub pământ și începe cu T? 3000 de. T? Nu știu. Nu, tot o râmă. Coaie, ce glumă. Bun, hai, trece aici, a fost mai bun din... Zi, mă scuzi că îți întrerup numărul. Why is the 6 afraid of 7? Because 7, 8, 9. Gata, acum a fost mai prost. 7 am mâncat 8. Bă, nu știu, a fost mai... Hai, trece aici, îmi pare rău, ai 6 puncte. Până acum Nicolae e șeful, băieți, și ultimul concurent. Cine să fie, oare? Ale șefa, puțin mai tare, că nu se aude aici, că aleargă publicul prin sală. Fac aici maraton. Cine a adus, mă, scaunul pe scenă, mă, băieți, mă? Așa. Doamne, cum face mortul. Așa, te rog, spune-mi cu ce te-ai pregătit pentru această finală memorabilă. Deci, orice femeie are nevoie de un bărbat, pentru că zilnic multe lucruri merg prost și nu tot timpul poți da vina pe soartă. Da, și dai vina pe bărbat. Bun, exact. Continuăm. Un om înarmat intră într-un bar și spune: cine s-a culcat cu nevasta mea? Se aude o voce care spune: nu ai atâtea gloanțe. nu prea am înțeles. Hai, continuă, te rugăm. Continuă. S-au culcat toți cu ea. Dacă femeile ar conduce lumea, nu ar mai exista războaie, dar o grămadă de țări care nu mai vorbesc una cu alta. Bă, asta e adevărat, bă, dar nu m-a făcut să râd, asta e doar o chestie adevărată. Hai, încă una, îți mai dau șansa, hai. Ok, deci... Îmi place că femeile spun glume doar despre femei, gen, ca idee, feministe. Hai, te rog, continuă. Ai auzit de restaurantul de pe Marte? Da. Super meniu, dar zero atmosferă. Asta o știam și pe asta. E, domnișoara Ale, pentru astăzi aveți nota 5 și avem top 3 cei mai amuzanți din brigadă. Nicolas, te rog, vino aici și fă un dans. Locul 2 este domnul Ion Ionel. Locul 3 este Ale Nebuna și cel mai prost mortu, Ale Șefa, cel mai prost mortu din Butoi. Ce-a scos vin și acum toată lumea de final. Un dans toată lumea. Și acum a murit toți pe dans. Foarte! Mă atacă! Bă! Am murit jurații! Mamă, gata că să mor. Da, mă, fraților, băi, deci cam ăsta a fost episodul, prieteni. Băi, sper că ați râs, sper că v-ați distrat, cam ăsta a fost clipul nostru. Nu uitați să rupeți like-urile alea, boys, dacă vreți și mai multe videoclipuri de acest gen. Și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye.